Dani, vezi și tu acea căruță? Da, văd! Hei, ia veniți în coa! Nu vă ascundeți după copac! Catalina? Ce? Ți-ai cumpărat cal și căruță? Wow! Nu, nu, nu! Nu mi-am cumpărat! Dar voi, astăzi veți avea parte de un nou challenge! Ce challenge? Veți trăi 24 de ore în căruță! Aveți și produsele necesare! Teodorie, acceptăm provocarea! Da! Poftim! Să vedem cum veți rezista! Bine! Pa, pa! Nicio problemă! Dragi abonați, cum credeți? Se vor descurca ei? Scrieți-le pe jos în comentarii! Dani, îți imaginezi? Astăzi vom sta 24 de ore în căruță! Da, cu calul! Ai avut ocazia să mergi în căruță? Scrie în comentarii! Noi am plecat! Iată calul! Ce drăguț este! Punem totul în căruță! Dani, dar știi cum să-l pornești? Calul la tine nu este mașină! Oare cum se dă căruța înapoi? Ne-am pornit! Ne întoarcem! Chefir șproți în ulei. Avem brânză și șuncă. Mai avem pâine aici și pateu. Ceapă verde. De foame cu siguranță nu murim. Mergem în pădure! Super tare! Că bine mi-este mie, mă bronzez la soare! La început îmi era frică de cal, dar acum nu mai este! Dar mie îmi place! Aș vrea să am un cal! Tata, priviți, încă un cal! Eu voi da chefir! Miriam, lasă și mie! Eu tot vreau să beau! Bine, Dani! Ne oprim la o fântână să dăm apă la cal. Wow, ce comod este! Mie-mi place în căruță! Dacă merg la pădure, îmi voi culege un buchet de flori! Yes! Trebuie să trecem strada până la fântână! Iată și fântână! Iată, așa se oprește calul. Trebuie să dăm apă la cal. Miriam, tu aștepți. Acest cal este foarte ascultător. Îl ascultă pe Dani. Îi place apa! Bia! Gata! Nu mai vrea! Miriam! Vezi pădurea?
Am ajuns! Lăsăm calul să pască și noi vom mânca! Dani, face picnicul aici! Vin și eu! Mâncăm șuncă cu pâine și ceapă! Eu voi mânca pate! După ce mâncăm, vom dormi puțin. Dor calul, dacă-l pierdem. Nu se duce el nicăieri. Privește, Miriam, cum mănânc eu ceapă. Dani, dar noi trebuie să stăm în căruță, nu? Ah, să dorm puțin. Asta da libertate. Și eu mă culc, Dani. Dormim mult. Taci, nu țipa! Am rămas singuri pe ture! Ți-am zis eu să nu dormim! Iarăși eu sunt vinovată! De fiecare dată așa! Ce? Ce văd eu? Miriam, calul este în vale! Ce stres am avut, Dani! Iată, s-a pierdut și Dani cu calul! Nu-i mai văd! Dragi bunați, Dani a plecat după cal și nu-l mai văd! Sunt tare stresată, vreau mă repede acasă, gata, nu mai vreau nimic! Dani! Unde este oare? Eu sigur am rămas orice! Te dai așa ușor bătute? Da! Eu voi rămâne până la final și voi fi învingător. Pe mine nu mă interesează premiul. Eu vreau acasă. Vreau acasă și gata. Sunt stresată. Mi-e frică, mai ce, Dani? Miriam, tu nu ești aici cu limuzina? Oprește, mă da pe jos, nu mai pot! Dragi abonați, Miriam precis nu reziste, iar eu voi fi câștigător! Nu mai rezist, vreau acasă! Am ajuns la stradă centrală! Aici a învățat și Dani. Ajung acasă, nu mai am răbdare. Sunt acasă, yay! O să mai repede jos. Gata, nu mai trebuie premiu, nimic. Dragi abonați!
abonați! Câștigătorul sunt eu, Dani! Nu mai pot, mă sufoc! Hainele sunt prea groase! Afară e cald tare!